Meteorologia au emis o atenționare de instabilitate atmosferică pentru aproape toate zonele din țară, inclusiv județul Hunedoara, începând de astăzi, 13 iunie 2024, de la ora 17 și valabilă până vineri, 14 iunie 2024, la ora 6. În intervalul menționat în sudul Banatului Oltenia, Muntenia, Dobrogea, cea mai mare parte a Transilvaniei și jumătatea sudică a Moldovei, vor fi perioade cu instabilitate atmosferică. Aceasta se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului și vijelii, rafale în general de 55-70 de km pe oră, precum și grindină. În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 20-30 de litri pe metru pătrat și izolat de peste 40 de litri pe metru pătrat. Se menționează în buletinul Agenției Naționale a Meteorologiei.